Doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Continuăm să discutăm la Vocea Basarabiei cu mai mulți oaspeți care au vizitat Republica Moldova cu prilejul convocării acestei adunări naționale Moldova Europeană. 17 parlamentari USR au fost prezenți în capitala Republicii Moldova la această adunare convocată de președinta Maia Sandu și scopul acestei adunări a fost ca să fie reafirmată decizia cetățenilor Republicii Moldova de a face parte și țara lor din familia Uniunii Europene. Care vă sunt impresiile? Bine ați revenit la Vocea Basarabiei! Bună ziua! Mă bucur să ne revedem. Mulțumesc pentru invitație. Vă felicit în primul rând și pe dumneavoastră și prin dumneavoastră pe fiecare cetățean moldovean care a reușit să ajungă sau care a fost cu sufletul alături de acest moment istoric, pentru că a fost un moment istoric. Am fost împreună cu colegii mei, cei 17 parlamentari USR în piață, și am simțit o emoție extraordinară, cum rar simți. E un moment istoric pentru că marile decizii și marile poziționări politice ale liderilor politici, așa cum este Maia Sandu în Moldova astăzi, au mult mai mare valoare și consistență când există un suport popular vizibil. În piață oamenii nu veniseră, nu fuseseră aduși cu autobuzele, nu erau ok, hai să treacă 2-3 ore să plecăm acasă. Îi vedeam aplaudând, am fost chiar în mijlocul mulțimii, îi vedeam aplaudând, scandând la diverse momente ale discursului emoționant al președintei, al Maiei Sandu. Erau oameni care ziceau bravo, ura, în sfârșit! Adică era un sentiment de dezlănțuire autentic între oameni, între oameni veniți acolo din sufletul lor, din voința lor. Și este un semnal foarte puternic. Și cu atât a fost mai bine cum pe scenă a fost și Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, una din vocile Europei, care a spus tare, hotărât, ferm, entuziast, Moldova e Europa și Europa e și Moldova. E un mesaj foarte, foarte valoros, un mesaj și o încurajare de care cred că aveau nevoie și Maia Sandu, dar mai ales fiecare din cei prezenți acolo în piață. Apropo, președintei Maia Sandu, deseori îi se fac complimente și îi se apreciază activitatea de șef de stat, pentru care o deschidere fără precedent Republica Moldova pe plan extern, dar mai erau și voci din acestea care spuneau că așa cum are o autoritate bună pe plan extern, ar trebui să o aibă și la ea acasă și cetățenii să spună câtă încredere au în președinta Maia Sandu. Astăzi acest lucru s-a confirmat într-un fel, ați vrea să spuneți dumneavoastră, dar 70.000, 80.000, încă nu sunt 2 milioane, 600.000. Până la urmă, piața, și ați văzut imaginile, a arătat spectaculos. Adică era o mulțime, nu erau 10 muște în fața unei scene. Piața a fost, prima, am văzut imaginea acelea din dronă cu aceste zeci de mii de oameni prezenți și m-am bucurat că am putut să fiu alături de acest eveniment. În ceea ce privește cât de poziționarea internă, cât de important este și sprijinul pe intern pe care exact, trebuie să aibă un lider. E foarte important și depinde de fapt de fiecare cetățean. Eu spun asta, am condus USR-ul 4 ani în România, tot așa pe un val de entuziasm. Acum sunt vicepreședinte și îl susțin pe actual președinte, pe Cătălin Drulă, și contează foarte mult exact aceste mesaje în care oamenii spun ne place ce faceți, avem încredere în voi, dar noi nu prea vrem să ne implicăm în politică și mai stăm și dacă ne place ceva, mai cărcotim și nu e despre asta. Moldova astăzi are o fereastră deschisă, s-a crăpat ușa, s-a deschis, nu e doar crăpată ușa spre Europa, dar depinde ca fiecare moldovean, și a spus-o și Maia Sandu un discurs, fiecare moldovean să vorbească cu vecinii săi, cu prietenii săi, cu familia sa, să discute cu ei despre Europa, despre acest guvern pro-european, despre necesitatea că întoarcerea spre Rusia nu mai e o soluție, și o să vorbim, sunt convins, în minutele următoare, pentru că diferențele sunt uriașe și putem lua exact fotografia României care era, și chiar vorbeam cu colegii mei venind încoace, se uitau prin Chișinău și ziceau, băi, frumos, dar exact cum era România acum 15-20 de ani. Și așa este. Diferența pe care o face aderarea la o structură de civilizație și de dezvoltare, de bunăstare, e una uriașă. Dar în paralel au avut loc și contramanifestații. Partidul Șor a organizat evenimente la Comrat, la Orhei, la Bălți și a cerut cu insistență să fie convocat un referendum și
cadrul plebiscitului cetățenii să spună care e vectorul politicii externe care trebuie să fie prioritate. Eu n-am nicio îndoială că și un astfel de referendum ar da câștig de cauză, să zic, europenismului. Ceea ce vreau să spun însă și un mesaj pentru toți cetățenii Moldovei, chiar dacă poate unii au simpatii socialiste, să zic, sau că știu că există o componentă și de, din linia aceasta. Uitați-vă la România. România era până la aderare un stat puțin dezvoltat, cu multe probleme. Aderarea Uniunii Europeană ne-a făcut ca acum să avem un PIB să depășim Portugalia, un stat european clasic, consacrat, da? Ne-a făcut să avem o diferență de nivel de trai pe care cei care sunt obiectivi o văd și o recunosc. Resursele de dezvoltare pe care le-am avut și le avem ca urmare a calității de membru Uniunii Europene nu puteau veni în niciun alt scenariu. Deci fondurile europene au salvat? Fondurile europene nu doar că au salvat, dar continuă să o facă astăzi. Cea mai mare resursă de dezvoltare este PNRR-ul, care este acel program de redresare și reziliență, de adaptare la schimbările crizei, să spun așa. Un program prin care avem resurse, nu o facem noi foarte bine, datorită guvernării care nu e întotdeauna inspirată, dar avem resurse să facem acele autostrăzi peste Carpați, despre care vorbim de 30 de ani. Avem resurse pentru școli, pentru grădinițe, pentru acele, mai vorbesc, canalizare, infrastructură, spitale noi, ceea ce România, un lucru de care România suferă. Și se îmbunătățește calitatea serviciilor. Toate aceste lucruri care n-ar fi putut, cu resursa bugetului național, ca să vorbim foarte clar, n-ar fi putut să evolueze. Faptul acum majoritatea primărilor din România, și mari, și municipii, dar și orășele și comune, au depus proiecte pentru, repet, școli, grădinițe, drumuri, toate aceste lucruri de nivel de trai care să îți ridice standardul astfel încât tinerii să nu mai aibă singura opțiune să plece din țară. Moldova suferă mai rău decât România la asta, știu lucrul ăsta, dar efectul aderării la Uniunea Europeană pentru România, și asta se va întâmpla și pentru Moldova, știți care este? În România au început să se întoarcă cei care au plecat și să deschidă diverse business-uri, diverse afaceri, pentru că nivelul de bunăstare permite lucrul ăsta. Asta e perspectiva și pentru Moldova dacă adoptă varianta europeană. Cealaltă variantă în care să rămâneți într-o ceață gri oferită de rusificarea asta pe care o împinge Putin, nu te duce nicăieri. Nu cred că își imaginează cineva o dezvoltare și o întoarcere acasă a tinerilor plecați la Londra sau la Paris sau, sau în Germania sau în Spania. Într-un stat care cochetează așa, noi nu suntem cu nimeni sau ne place și de Rusia, dar hai că vorbim și cu Europa, într-un stat care nu merge nicăieri. Dar cei de la Kremlin continuă să vorbească despre lumea rusă și se aud și voci care spun că Republica Moldova face parte din această lume rusă. Da, lumea rusă este o lume a războiului acum. Este o lume a orice, dar nu a libertății. Ori dacă vorbim de libertate, pentru că libertatea este acea valoare care îți permite să-ți duci familia mai departe spre o lume mai bună, să le dai șansa copiilor tăi să fie un pic mai în față și să fie un pic mai bine decât ți-a fost ție. Ori exact asta promovează și asta oferă perspectiva europeană. Și de asta am și venit astăzi aici, de asta am fost alături de Maia Sandu și am avut o scurtă discuție cu ea legată exact de asta, de sprijinirea Republicii Moldova pentru a asigura resursă umană, tineri, profesioniști, oameni care să vină și să ajute la cele reforme de care atâta nevoie. Și totuși în Republica Moldova sunt implementate foarte multe proiecte finanțate de partenerii occidentali, iar unii cetățeni, și aici putem vorbi cu text deschis despre UTA Găgăuzierii, unde chiar dacă vin și bani din România, din partea contribuabilului român, oricum ei zic că își văd viitorul alături de Rusia. Cum vă explicați atât dumneavoastră acest fenomen? Înțelegerea bunăstării durează, schimbarea tiparelor unor generații durează. Și de asta e foarte important să așezi țara pe o direcție clară. Pentru că oamenii atunci se obișnuiesc că asta e noua logică, asta e noua direcție
Și ușor, ușor se obișnuiesc. Din venea noi, știți, ca în vânzări, când sunt acei early buyer, cei care cumpără chiar la început, când se lansează un nou produs. Sunt unii care cumpără, stau la coadă să se deschidă magazinul, să-l cumpere atunci primul. Sunt alții care stau un pic să vadă ce zic cei care au luat deja. Și apoi sunt grosul oamenilor care merg, că da, domne, știu eu pe cutare și pe cutare că e bine. În momentul în care o să înceapă să apară beneficiile acestea ale deschiderii spre Europa, accesului la o piață, la o piață europeană mult mai generoasă și cu mult mai multe resurse, toți cei care se spun acum sunt poate sceptici sau poate se îndoiesc că sunt mai ei ca persoane mai reticenți, vor vedea diferența. Pentru că de asta vă spun și de asta le spun celor care ne urmăresc. Uitați-vă cum era România acum 20 sau 30 de ani și cum este România astăzi. Diferența e dată chiar de accesul la resurse, la banii de dezvoltare și la fondurile europene. Domnul Barna, dar contează și mesajele pe care le transmit politicienii din Republica Moldova care au viziuni pro-ruse. Ei ce spun? Pe timpul când eram noi la guvernare, gazul costa 4 lei. Acum au venit pro-occidentalii să guverneze Republica Moldova și prețul e de 30 de lei. Contextul acesta al prețul la energie și mai larg a prețul la produse, inflația în speță, că de fapt asta îți afectează fiecare familie, nu ține de guvernarea Republicii Moldova. Este un context mai larg, generat fix de războiul pornit de Putin împotriva Ucrainei, generat de poziționarea lumii libere și democratice împotriva unei Rusii care s-a hotărât să dărâme toată stabilitatea pe care o cunoaștem, pentru că și eu și sper că și dumneavoastră și foarte mulți din cei care ne privesc, credeam că războiul e o chestiune din cărțile de istorie. Că citeam că s-au bătut unii pe vremea bunicilor și mai demult. Nu ne imaginam acum 3-4 ani că războiul poate să devină din nou o realitate la noi la poartă, la noi la graniță. Și atât că se întâmplă. Despre asta e vorba, adică costul libertății și costul perspectivei de libertate și de democrație nu e ușor și nu e de neglijat. Da, lucrurile nu sunt economic foarte bune acum în toată Europa, e așa. Nu e o particularitate a Moldovei, dar ideea și de fapt acești politicieni proruși, mulți plătiți direct de ruși, ca să nu fim foarte, să vorbim cu perdea, ei transmit aceste mesaje legând artificial o situație de criză economică de europeană, pe context, legând-o de, domne, dacă erau rușii, curgea lapte și miere, mergeați la colțul străzii să luați bidoane cu lapte. E o minciună, evident. Criza este aceeași peste tot. Nu ține cont de aceste, să zic, etichete. Și totuși, cunoașteți, în UTA Găgăuzerii au avut loc alegeri pentru desemnarea Bașcanului acestei autonomii și acolo cine au câștigat? Forțele care tocmai zic că viitorul Moldovei e într-o relație bună cu Federația Rusă. Am văzut rezultatul, m-am tristat. Nu e foarte surprinzător, pe de altă parte, pentru că e o particularitate demografică în regiunea respectivă, nu e ceva ieși din comun, dar este în egală măsură efectul acelei campanii de mistificare și de știri false care prinde în cele din urmă, pentru că... Cum vă explicați că aceste știri false prind mai ușor decât adevărul? Prind și în România, unde avem de asemenea un partid extremist care are o cotă mult peste cât ar fi, să spun așa... Vă referiți la Partidul Aur? Mă refer la Partidul Aur, într-adevăr, care este un partid extremist pro-rus, clar, vorbit de toată lumea. În egală măsură asta se întâmplă și la fel se întâmplă și în Moldova și în România. În situațiile de criză, în oameni se declanșează fricile, temerile, nesiguranțele. Și întotdeauna, în toată istoria, atunci când sunt crize, când sunt dificultăți, oamenii încep să creadă în soluții magice sau într-o retorică de dezinformare. Și atunci cad victime exact acestor non-soluții, pentru că, așa cum și aici, și în România, partidul acesta extremist, ei nu propun soluții realiste. Adică dacă îl întreb pe un om care, să zicem, susține aur în România, dom'le, ți-ai dat banii tăi să-ți administreze lider Simion sau ți-ai dat școala copiilor pe mâna lui Simion? Omul zice, nu! Adică ei văd că ăia sunt niște papagali, sunt niște marțafoi, niște băieți de galerie. Știu că nu sunt oameni care să guverneze țara. Dar atunci când ți-e frică, ești nemulțumit, e inflație, îți cad veniturile, ai nesiguranțe, crezi mai ușor
poveștile acestea extremiste, și fabuloase. Și bazinul lor crește mai ușor. Exact. Și asta se întâmplă. Adică e, în momentul în care lucrurile merg prost, oamenii se radicalizează. Și de fapt, și de asta e linia pe care încerc să o speculeze, să o folosească și proruși. Dar cetățenii României au o percepție clară despre invazia rusă în Ucraina astăzi, după... Într-o foarte mare măsură, da. Deci aici 400 de zile de război, susținerea pentru Ucraina a fost și este în continuare una reală. Eu am fost chiar la 26, la 2 zile, la 2 zile după declanșarea războiului, după acel 24 februarie, am fost cu un prim tir de produse, de alimente, medicamente, am fost la Cernăuți și am văzut exact care atmosfera la momentul acela. De atunci, evident, am continuat să contribui și eu și colegii mei la mecanismul acesta de ajutorare. În România, mesajul e foarte clar, pentru că, din fericire, în România, Rusia este perceput exact așa cum e. Un stat, Rusia lui Putin vorbesc, un stat agresor, un stat care promovează război, un stat dictatorial. Și asta e un lucru bun. Există retorica aceasta și la noi, aceste știri, pe care le combatem, dar din nefericire și la noi guvernarea socialistă dă platformă, dă tribună, că asta e o altă problemă. Cum de aceste voci ajung în media, ajung la populație, deși sunt minciuni sfruntate, adică n-au nicio legătură cu realitatea, ajung totuși la oameni care, fiind puțin informați, mulți dintre ei ajung să creadă aceste știri false. Da, credeți că Rusia s-a împăcat cu gândul că cele două maluri ale Prutului au o relație bună și foarte bună și că această cooperare cunoaște acum apogeul? Bun, dacă ar fi după Rusia, Ucraina ar fi propriul teritoriu, Moldova la fel, evident că nu s-a împăcat cu vreun gând, numai că, din fericire, politica externă și realitățile istorice țin foarte mult de contextul în care populația se poziționează și de asta, și ne întoarcem cumva la meeting-ul de astăzi, de asta a fost foarte important mesajul și prezența unui număr mare, semnificativ, a unor zeci de mii de oameni astăzi în piață, tocmai ca mesajul să fie foarte clar, că nu e o chestiune de ai cum vedea locuim pe X cu Y, e o chestiune de voința unei comunități, care o forță foarte puternică. De asta sper eu și am văzut chiar după aia, în orele următoare, au fost foarte hore, dansuri, oamenii erau bucuroși autentic. Și asta e de fapt, cred că, elementul care fiecare trebuie să meargă acasă să transmită acest mesaj în comunitatea lui. Dar cât de aproape sau cât de departe rămâne a fi Republica Moldova de Uniunea Europeană? Și vă pun această întrebare și în contextul că deseori aici pe malul stâng al Prutului se mai zice că și în România situația nu s-a schimbat chiar atât de brusc și că încă mai sunt multe semne de întrebare dacă se va obține multe și mari beneficii de pe urma aderării Moldovei la Uniunea Europeană? O să fiu foarte direct. Într-adevăr, în România lucrurile nu s-au schimbat foarte ușor. În discursul ei, Maia Sandu a vorbit de un 2030 ca obiectiv, ca orizont pentru această aderare. Mi se pare un interval realist. Realist? Credibil, da. 7 ani ar fi suficient? Eu sunt optimist că poate fi atins tocmai prin faptul că acest război al Rusiei cu Ucraina a deschis urechile Europei și ochii Europei pentru Moldova. Într-o situație de status quo, într-o situație stabilă anterioară, ar fost foarte complicat. Pentru că reforme, pentru că percepția de... Balcanii, țările din Balcani, exact, încă așteaptă. Care au probleme. Acest context particular, în care nevoia de mesaj puternic dinspre Europa și de fermitate dinspre Europa e foarte necesar, este o fereastră deschisă pentru Moldova și de asta cetățenii trebuie să înțeleagă cât de important este să o susțină pe Maia Sandu și proiectul european. Pentru că e o oportunitate care vine odată la câțiva zeci de ani, cam două pe secol în câte istorie urmăresc eu se întâmplă în viața unei națiuni, să ai oportunitate de poziționare, de salt înainte. Pentru Moldova, acum este un moment bun, un moment istoric și dacă moldovenii fac bloc și mai are o susținere foarte bună, acești 7 ani pot să devină o realitate cu Moldova în Uniunea Europeană. Dar sunt și supărări pe interior, inclusiv din tabăra occidentalilor, că ar crede că PAS e prea egoist, un
partid prea egoist, a monopolizat el ideea integrării europene și nu mai deschide ușile și pentru alte forțe politice care au aceleași viziuni. Și eu mai știu că vin și la București și vi se plâng și dumneavoastră acolo. Știți, o vorbă celebră rămasă în istorie este Hannibal ante Portas, în care romanii certându-se și zgriindu-se unii la alții, spun așa, în momentul în care generalul cartaginez Hannibal venea spre Roma să cucerească romani și Hannibal în fața porților, toată Roma s-a unit. Astăzi Moldova are un Hannibal, între ghilimele, un dictator, de fapt un Putin, care vine spre această zonă și la porțile Moldovei și deschiderea spre Europa și Uniunea Europeană. Necesitatea ca forțele politice să se coaguleze, să se alinieze în spatele acestui proiect care poartă numele Maia Sandu, e una foarte, foarte, foarte mare. Adică știu că fiecare are propria lui soluție magică, un ghimiț, un discurs mai șugubăț, că poate impresionează cetățenii moldoveni. Și bine să fie așa, până la urmă, asta e politica, dar pe acest obiectiv miza este de aliniere. S-a întâmplat acest lucru, că de asta vă spun că similitudinile cu România sunt foarte mari. S-a întâmplat acest lucru și în România. Aderarea aceea din 2007 a venit ca urmare a faptului că toate partidele politice de la stânga la dreapta au găsit un compromis. Și au zis, ăsta e obiectivul, toată lumea merge în direcția aceea, nimeni nu strică jocul pe linia asta. Aici sunteți acum, aici e Moldova acum. Dacă forțele acestea liberale, democratice, înțeleg cât de important este acest obiectiv, că pare că nu toată lumea s-a înțelege, lucrurile pot să iasă bine. După care, bineînțeles, competiția politică internă, Doamne ajută. Domn Barna, dar dacă aproape un milion de cetățeni ai Republicii Moldova, așa se zice, care avea și pașaportul românesc, ideea că reunirea ar fi un drum mult mai scurt pentru ca Moldova să ajungă partea Uniunii Europene, cum o vedeți? Este o variantă, dar ține, repet foarte mult, mă întorc mereu la realitatea adunării de astăzi, de nivelul de asimilare a acestei idei de către populația Moldovei. Eu m-aș bucura foarte mult să existe această cale a reîntregirii directă. Dar cum s-ar produce acest lucru? Pentru că apar și aici multe semne de întrebare. România este un stat membru al Uniunii Europene, membru NATO. Ea trebuie să respecte tratatele, acordurile internaționale. E chiar atât de simplu să fie mutat hotarul de la Prut și unde se mută? Păi, de asta vă spun că asta se poate. Genul acesta de mișcări în afara jocului, unele benefice, așa ne-am obținut independența, așa s-a făcut unirea de la 1918, s-a făcut pe această dinamică în care aveam într-adevăr un imperiu care se destructura după Primul Război Mondial, dar Imperiul Austro-Ungar. Dar genul acesta de mișcări se poate întâmpla dacă toată populația, sau mă rog, o majoritate masivă a populației într-o comunitate este pe această direcție. Ideea unionistă în diversele ei iterații, forme, care a fost dezbătut aici în Moldova, și mai este dezbătut. Evident. Nu știu dacă la momentul ăsta are o majoritate a populației din Republica Moldova. Nu știu. Nu știu ce arată ultimele sondaje. Știu că a fost jos, după care a început să crească. Acum pare că e mai bine. De aceea, fiecare al treilea cetățean și-ar dori acest lucru. Al treilea cetățean înseamnă 30%? Peste 30%. Ok, 40%. Și dacă se ajunge la peste 50%? Atunci ar fi o oportunitate de mișcare politică fermă, radicală. Doar că, așa cum arată acum dinamica, pârtia este prin Uniunea Europeană. Și de asta, repet, proiectul de Moldova Europeană e o cale în care sper să ajungem și prin care am putea să ajungem la această reîntregire. Nu știu dacă varianta directă, care pare mai scurtă într-adevăr, e funcțional la momentul ăsta. Și de asta nu mi-aș dori personal, îmi doresc și cred în acest proiect, doar că pe palier temporal, acum, cred că
traiectoria europeană e cea care să ne și aducă la destinație. Dar se mai crede că pentru Bruxelles sentimentalismul nu prea joacă mare rol. Tocmai pentru... de asta spun că e oportunitate. Exact. Europa nu susține pe criterii emoționale. Roberta Metsola n-a venit la Chișinău astăzi de drag sau... E o relație bună între Maia Sandu și liderii europeni, fără doar și poate e o performanță a președintei Republicii Moldova și un lucru excelent. Dar Roberta Metsola a fost pentru a transmite un mesaj strategic, politic, foarte, foarte lucid, foarte asumat. Nu a fost o emoție sufletească de drag, am venit că sunteți simpatici. Ea a venit pentru că în momentul de față Europa construiește un front împotriva Rusiei, un front care presupune o Moldova în această parte a acestui front metaforic de libertate și democrație. Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a spus Moldova e Europa, Europa e Moldova. Ea a vorbit și despre posibilitatea ca să fie începute negocierile pe cele 33 de capitole, dar asta nu înseamnă că autoritățile de la Chișinău sunt scutite să facă tema de acasă. Iar tema de acasă înseamnă transpirație și mult, mult, mult lucru. Sunt reforme care parcă s-ar aștepta să livreze și rezultate dacă sunt implementate cu cap înțelept și bine, iar pe de altă parte reforme e nevoie să fie făcute cam în toate domeniile. Știți care e partea bună în momentul de față? Și România a făcut atunci în 2007 și ulterior în contextul aderării la Uniunea Europeană. Această presiune că trebuie să-ți faci temele, să-ți reorganizezi administrația, justiția, tot ceea ce înseamnă educația, școlile, tot, pentru un obiectiv în care crede toată lumea și de dorit să creadă, am vorbit de alinierea forțelor politice, e și un argument pentru a face reformele suportabile. Pentru că altfel ai mereu acel blocaj intern, în primul rând din instituție. Omule, noi ne-am obișnuit să facem așa, nu vrem să facem altfel. De ce? Să vină omul, stea la ghișeu aici, să zică să rămână, stea la coadă, îl deranjăm noi când avem chef. Adică obișnuința de a face lucrurile așa cum le-ai învățat. Bine, prost, de obicei mai prost, că lucrurile s-au schimbat și ne e greu să ne adaptăm. Or, exact asta îți dă forța și justificarea să spun pentru obiectivul nostru de a deveni membri ai Uniunii Europene, trebuie să facem aceste teme de acasă, aceste capitole de aderare. Or, asta a funcționat foarte bine în România, pentru că România acum are o problemă de lipsă de proiect de țară, tocmai din faptul că după aderare și acum ce facem mai departe. Și am rămas cumva în logica asta acum de-abia, în momentul în care a fost USR la guvernare și am făcut PNRR-ul, acest program de redresare și reziliență, avem din nou niște priorități pe zona de păduri, mediu, infrastructură, școli, sănătate, adică lucrurile pe care românii le așteaptă. La fel e și aici. Aceste reforme, temele de care le pasă moldovenilor, pot să devină realitate mai repede. De fapt, ăsta e beneficiul negocierilor de aderare. Da, autoritățile trebuie să ia în calcul și un favor politic, dar și implementarea acestor reforme? Cum adică favor politic? Pentru că unii spun că politic va fi decizia luată la Bruxelles și dacă e luată politică... Da, dar decizia aceasta politică, pentru care există disponibilitate și voință și până la război nu era, asta încerc să spun, până la război Moldova era un punct pe o listă de țări care, ok, ne mai gândim, mai vorbim. Acum a urcat de pe locul 37 pe locul 1, sau mă rog, 2 împreună cu Ucraina. Și din perspectiva asta, acum cererea este, ia să vedem temele, vi le-ați făcut. Deci temele acestea, reformele, sunt obligatorii pentru ca favorul politic, care depinde într-adevăr de voința, să spunem, statelor membre, vocilor europene, aceste voci pot să se armonizeze dacă ai un stat care s-a aliniat la aceste standarde minimale. Că despre asta sunt aceste reforme. Uniunea Europeană vrea stabilitate și menține stabilitatea, iar pe de altă parte Republica Moldova nu a reușit să rezolve problema transnistreană. Ar fi un motiv ca să o mai țină în anticameră pe Republica Moldova dacă nu soluționează această problemă? Este un subiect delicat, e una dintre temele, într-adevăr, sensibile ale negocierilor, dar... Construcția acestui pachet amplu care să aibă ca rezultat
acceptarea Moldovei europeană presupune într-adevăr și o soluție. Nu am acum, sau mă rog, nu o să discut foarte mult despre asta, și o soluție legată de Transnistria. Haideți să vorbim despre viitorul relației Moldo-România. Aici o să ne puteți spune mai multe. Unii spun că s-ar fi ajuns la un apogeu al acestei cooperări bilaterale, alții spun că rezerve nevalorificate vor fi încă mulți ani înainte. Este adevărat, România a susținut foarte mult Republica Moldova acum când s-a confruntat cu aceste provocări mari. În primul rând, asigurarea cetățenilor cu resurse energetice. Dar a existat această mână de ajutor întinsă de București, pentru că a fost o situație delicată. Mai departe, cum vedeți dumneavoastră să se dezvolte această relație? Din observațiile și opinia mea, mai e loc mult de dezvoltat această colaborare. Și pentru că România n-a fost și, mă rog, din nefericire, guvernul de la București n-au avut o lungă perioadă de timp Moldova pe agenda ca prioritate. Dar credeți că astăzi, la modul serios, se găsește pe agenda și e cunoscut dosarul Republica Moldova bine la București? De asta spun că mai este mult loc pentru îmbunătățirea relațiilor. E ceva mai sus, tot ca efect al preocupării pentru flancul estic, Ucraina, Moldova și toată situația în regiune. Și din perspectiva asta, într-adevăr, și la București, ca și la Bruxelles, tema, subiectul Moldova e mult mai sus. Asta e o realitate. În egală măsură, din nefericire, ne putem lăuda cu prea multe inițiative sau elanuri dinspre București în ceea ce înseamnă susținerea sau sprijinirea Moldovei, dincolo de cele menționate pe partea energetică, și asta e foarte bine. Dar, într-adevăr, Bucureștiul a preferat să rămână cumva în plutonul european de poziționare pe Moldova. Dacă plutonul și plutonul european fiind mai preocupat de Moldova, evident lucrul ăsta se vede și la București. De asta opinia mea este că e spațiu mult mai mult de întărire a colaborării reale și formale și informare între Chișinău și București. Da, ar putea cumva anumite domenii, poate dacă s-ar lua separat, protecția socială, educația, sănătatea, și să se armonizeze și legislația și să fie mai multe acțiuni în comun, ar putea lucrurile astea să crească încrederea cetățenilor Republicii Moldova că, uite, ei au un sprijin de nădejde și pe umărul României pot oricând să se bazeze. Categoric da. Asta spuneam când ziceam că n-a fost o prioritate, nu în sensul că nu a fost un dialog între ministrul nostru de externe, între președinți sau dialog politic. Asta a existat, mai mult sau mai puțin. Proiecte, prezență consistentă a României aici, aici lucrurile sunt, și nu vreau să, București are o vină importantă, dar nu vreau să las toată vina pe merii Bucureștiului, și nici aici poate n-au fost întotdeauna deschise ușile așa cum poate se așteptau cei de la București. Și de asta faptul că acum relația e într-o poziție bună și pe facilitarea asta europeană, cred că e o oportunitate pentru următoarele guverne și pentru următorul președinte să pingă mai tare, să fim mai mult prezenți aici. USR-ul, de altfel, ca să vorbesc și despre noi, suntem prezenți în Moldova. Am vrut să ajungem și la dorește USR-ul. E un subiect important, ok, atunci nu detaliez acum, dar e o temă pe care noi o considerăm importantă pentru viitorul României. Educația este domeniul unde arată că tinerii au arătat că merg și fac carte bună la București, doar că era supărarea Chișinăului că mulți dintre ei nu mai revin acasă. Și dacă ei nu revin în Republica Moldova, atunci e un gol mare. Exodul de creier totuși face mai asta săracă Republica poate Moldova. Poate fi reglementată și ca un mecanism de burse și sistem de sprijin. Știți cum fac toate marile universități ale lumii. Condiționare 5 ani, întors, lucrat în sistemul la tine în țară, adică există, nu e prima situație de acest gen în care ne confruntăm, din multe țări tinerii pleacă la universități mai bune, tind să rămână acolo și atunci există aceste mecanisme, chiar cei care le oferă burse la acele universități, spunând ok, dar te duci și lucrezi 3-5 ani înapoi în comunitatea de unde provii.
mulți după ce se integrează, evident că rămân acolo. Alții poate pleacă mai departe, dar în felul ăsta asiguri că ai și niște beneficii din investiția în educație pe care o faci, că de fapt despre asta vorbim. Dar contează cel mai mult infrastructura, construcția de poduri, evident, interconectare energetică. Asta e baza, să zic așa, cooperării bilaterale. Toate acestea contează foarte mult, exact din... Oamenii merg după bunăstare. Acum acasă a devenit acolo unde este bine familiei tale. Și asta națiunile în sensul în care le cunoșteam noi și-au scăzut importanța într-o lume globală și într-o lume în care mergi unde găsești oportunitățile tale personale. Și de asta o Moldova europeană, o Moldova în care să ai drumuri, autostrăzi, școli bune, spitale bune, un venit decent, toate astea pot contribui la decizia de a rămâne să pe locurile bunilor și străbunilor tăi sau de a merge mai departe undeva aiurea din Stockholm în Paris sau din Lisabona în Roma. Haideți să vorbim și despre componenta partidnică, să zic așa. Cine e omologul USR-ului la Chișinău? La Chișinău s-a alăturat echipei USR și avem un proiect de dezvoltare foarte, foarte bun. Deputatul Lilian Carp, care este președintele Comisiei de Apărare din Parlamentul Republicii Moldova, este membru și al USR, e membru și în PAS, din ce știu. Și dacă eventual se adeverește zvonul că el ar putea să candideze pentru funcția de primar și ajunge primar? Ar fi excelent, ar fi un lucru foarte bun. Ne bucurăm și este în logica aceasta în care USR încearcă să promoveze oameni cu vederi liberale, cu vederi democratice, cu vederi pro-europene, oameni care cred într-o dezvoltare pe această direcție de Moldova europeană. Lilian Carp e unul dintre ei. Planul și strategia noastră pentru lunile și perioada următoare este tocmai ca USR-ul să fie prezent în cât mai multe raioane dincolo de Chișinău. Până acum eram prezenți în Chișinău ca filială diaspora pe care o avem. Sunt deja colegi aici de niște ani care fac o treabă foarte bună. Vrem să ne deschidem tocmai pentru că ați spus de acel milion de moldoveni care au și cetățenia română, care votează și pot vota și pentru alegerile din România și avem încredere în opinia și în necesitatea ca și votul lor să fie exprimat și să ținem cont de ei și de el. Și tocmai de asta încercăm să fim cât mai prezenți și de asta Moldova este o prioritate pentru USR. Apropo, voturile din Republica Moldova contează foarte mult pentru politicienii din România. Ne amintim, în anumite situații, Traian Băsescu a avut un sprijin, chiar dacă puțin ca număr s-ar putea crede alegător, dar un sprijin care decide. Chiar a făcut deseori diferența, da, așa este. E aceeași logică pe care o avem și noi. Este o bucată de România aici, să o luăm și simplu doar din perspectiva buletinului. Dar în egală măsură, și asta cetățenii moldoveni o văd foarte bine, pașaportul românesc devine unul din ce în ce mai important pentru că România devine un stat din ce în ce mai important Uniunea Europeană. Și din perspectiva asta, apropo de scenarii, cum se face reîntregirea, se poate face și la nivel mult mai simplu prin cetățenii care devin membri și devin cetățeni și ai României. Domn Barna, dar clasa politică de la București poate servi model pentru cetățenii de aici și din Republica Moldova? Se discută și despre acest subiect și la bucătărie și nu doar la Întrebarea bucătărie. Întrebarea este una bună. Într-o mică măsură, poate, avem aceleași hachițe și tare pe care le aveți și aici. Nu e vreo lumină a înțelepciunii între politicienii din București. Există, și aici din nou vorbesc de USR și de partidul meu, există o clasă politică care a decis să intre în politică tocmai pentru că modelul de 30 de ani nu mai e funcțional. Ceea ce vedem, tot ce e acum în România, vedem alianța contra naturii între socialiști și liberali, vezi, Doamne, conservatori de fapt. Ceea ce face ca în opoziție în România să fie USR și, mă rog, partidul extremist susținut de ruși. Adică e foarte clar că lucrurile s-au schimbat, există și astea lucruri importante și asta cred că e și un mesaj pentru cei care au fost astăzi în piață. Dacă vreți să contați în viitorul țării noastre, implicați-vă în politică. Nu vă așteptați mereu ca alții să ia steagul și să ducă o luptă în care poate credeți și o susțineți, ați fost azi în piață.
dar și asta a fost și discuția mea cu Maia Sandu, dacă ar fi mai mulți tineri, mai mulți oameni profesioniști, oameni cu valori corecte de aici din Moldova, care ar intra în politică, lucrurile ar fi și ei mai ușor. Așa, dacă trebuie să jonglezi cu o mână de vechi politicieni și să-i tot reașezi, să-i mai speli o tură și să-i așa, evident că e dificil. La fel e și în România. USR-ul s-a născut în 2016, deci suntem un partid tânăr după toate standardele. Ca și PAS-ul, tot în 2016. Exact. A luat și naștere. M-am rămas pe această logică de a promova și aduce în politică oameni care decid să nu mai stă deoparte. Și de fapt despre asta este marea miză. Apropo de modele, sunt și în rândul nostru oameni care au avut performanță în mediul privat, în afara politicii, și au venit apoi cu această experiență în politică. Da, sporadic. Se mai amintește că dacă Maia Sandu ar candida pentru funcția de președinte în România, ar putea să obțină mandatul. Dumneavoastră, în ce scop credeți că se fac și declarațiile și... Bun, declarațiile sunt în speranța, știți cum e, oamenii, în momentul în care văd o soluție, devin atașat de ea. Maia Sandu, în momentul de față, este un om cu credibilitate. Este un om credibil, este un om care a arătat că a putut să rămână în picioare în ciuda unor presiuni extraordinare. În 2018, gândiți-vă, când a fost la București, am fost singurul partid și am fost singurul lider de partid la momentul acela care s-a întâlnit cu dânsa și am primit-o, am stat de vorbă, am făcut fotografii și am ascultat poziționarea. La momentul ăla, președintele Iohannis era în brațe cu Plahotniuc și cu decizia. A fost niște ani de decizii. Apropo, foarte proaste România ale României. Deseori este învinuită că ar fi sprijinit multe fără de legi care ar fi avut loc în Republica Au Moldova. Au fost niște decizii proaste de poziționare a României în Moldova în acea perioadă. E un lucru pe care l-am transmis și eu și președintelui și celor care la vremea aia au decis. A fost o poziționare total naivă, total... Nici poate naivă, e naiv spus, să zic așa. Lucrurile au evoluat din fericire. Faptul că atunci am fost singurul care a susținut pe Maia Sandu, iată că acum România o susține și în spate, prin guvern, prin instituțiile de politică externă, în spatele Maia Sandu, e un lucru foarte bun, e un progres la care s-a ajuns. Asta e, până la urmă, așa, și ca să vin la întrebarea dumneavoastră, Maia Sandu fiind o persoană foarte credibilă acum, normal că și în România se cochetează această idee, domne, să vină o persoană care știm că e de calitate. Mai ales pe dezamăgirea în care actualul președinte și-a trădat electoratul și-a adus fix socialiștii la putere. Pe contextul ăsta, evident că oamenii se uită cu speranță la persoane care sunt credibile în prezent. Dar dumneavoastră ați putea spune cu certitudine cine ar putea să câștige următorul mandat de lider la Cotroceni? E greu de spus acum. De ce e atât de greu? Pentru că fiind cumva, nefiind alegerile foarte aproape, sunt la anul, dar mai este un pic de timp, populația nu este chiar încă... chiar atât de departe. Păi, da, dar asta ce vreau să spun, populația nu este încă amorsată politic. Oamenii încă sunt preocupați de inflație, de criza economică, de nu urmăresc politică, nu sunt încă în dilema, domnule, cu cine votez peste 3 luni, 5 luni. Alegerile fiind încă percepute undeva la anul, oamenii sunt preocupați de temele de zi cu zi și atunci... Nu este încă în societate tensiunea aceea politică dinainte de alegeri, ca să-ți dai seama care e trendul. Și evident, avem socialiștii care încearcă prin actualul lider de la București, Marcel Ciolacu, să obțină după 30 de ani președinția României și de asta îi potențează și ajută cât pot pe Aur și pe Simion, că asta se întâmplă, le dau tribună în Parlament, Simion primește microfonul de câte ori vrea să zică năzbâtile și prostiile pe care le spune. În speranța aceasta și în partea cealaltă este bucata de Românie pro-europeană, o Românie care vrea să merge mai departe spre aceste valori de libertate și democrație, Românie reprezentată de USR, care încă n-a demarat preocuparea politică și de asta e greu acum de estimat. Eu sunt însă optimist și președintele care ar putea să ducă România mai departe de adevărat e Cătălin Drulă, actualul președinte al USR. Am mai auzit declarații de felul că anume liderul dumneavoastră ar putea să ajungă să fie și președintele României, dar dacă ar avea pârghii mai multe de conducere USR-ul, ce ar face în relația cu Chișinău mai mult decât se face acum?
sunt exact acele proiecte de dezvoltare care să le arate cetățenilor moldoveni care poate încă sunt sceptici că perspectiva europeană e cea corectă. Pentru că o prezență mai consistentă a României înseamnă o prezență mai consistentă a Europei în Republica Moldova, nu doar în Chișinău, în oraș, în toată Republica Moldova, ori proiecte vizibile pe zona de educație, de sănătate, de tineret, de antreprenoriat, chiar am avut în această dimineață niște discuții pe linia asta, toate astea ar arăta niște realități pe care oamenii să se bazeze în susținerea deciziei pro-europene pentru Moldova. Domn Barna, dar cum ar dialoga Bucureștiul dacă la Chișinău eventual ar veni o putere care ar avea o altă culoare politică? După demonstrația de astăzi, nu cred că... Refuz să discut de un scenariu în care să avem altceva decât un guvern pro-european aici la Chișinău. Bine, dar ar fi corect să le spuneți cetățenilor, celor care vin la aceste proteste antiguvernamentale, care vor să o dea jos pe Maia Sandu, care vor alegeri parlamentare anticipate, ce soartă, ce viitor ar avea Republica Moldova o Moldova care s-ar întoarce din nou cu fața spre Putin și spre Est, spre Rusia, ar fi o Moldova care s-ar izola instantaneu. Deci o Moldova în care... care ar fi condusă de oameni de tip Șor sau alte personalități din zona penală de acest fel, este o Moldova care ar pierde instantaneu tot sprijinul și toate resursele de simpatie și de dezvoltare, când vorbim doar de simpatie, dinspre Uniunea Europeană și, evident, și colaborarea României ar deveni una formală și minimală. Adică, în moment, pentru că lucrurile se fac cu oameni. Mătușile mea avea această vorbă. Lucrurile se fac cu oameni. Oamenii funcționează pe bază de încredere și de respect. Și în momentul de față, Moldova are o președintă și o echipă care beneficiază de acest respect internațional, fără de care nimic nu se întâmplă. Pe 1 iunie, Republica Moldova urmează să găzduiască summitul Comunității Politice Europene. Dumneavoastră, ce importanță conferiți acestui eveniment? Este un eveniment foarte important simbolistic. Faptul că simbolică e foarte mare. Dincolo de agenda concretă a unui astfel de eveniment, faptul că liderii lumii vin, personalitățile politice de prim rang, nu vorbim de nivel 2-3, de prim rang, vin la Chișinău, vin acasă la Maia Sandu să discute de decizii care vor determina viitorul pe lunile și anii următori, e un mesaj că Moldova este recunoscută ca partener. Și asta este elementul cel mai important și de asta, și probabil așa ne și apropiem de final, de asta evenimentul de astăzi, eu îl consider un eveniment istoric, cum a fost în România adunarea de la Blaj sau acele adunări populare din istoria României de care suntem atât de mândri și ne emoționăm când vorbim despre ele. Pentru că mesajul de astăzi confirmă percepția pe care Occidentul o are. Că în momentul de față, Maia Sandu și direcția europeană a Moldovei este o traiectorie care are și sprijin politic european, dar și sprijin popular intern. Și de fapt, astfel se construiește energia care să ducă Republica mai departe. Și chiar că am ajuns la final, să transmiteți și un mesaj pentru cetățeni, pentru cei care au urmărit această emisiune. Mesajul meu este unul de speranță și încredere că înțelegeți fiecare dintre dumneavoastră că deschiderea pe care o are astăzi Republica Moldova către Europa, către ceea ce înseamnă democrație, libertate, bunăstare, în primul rând șansa de a crea o Moldovă în care tinerii se plecați să se poată întoarce acasă, există. Și iar pentru asta fiecare dintre dumneavoastră trebuie să continuați să discutați despre acest proiect cu prietenii, cu vecinii, cu rudele, cu neamurile atunci când vă întâlniți, să fiți în spatele Maia Sandu și a proiectului Moldova Europeană, pentru că așa arată viitorul prin care nepoții dumneavoastră, copiii dumneavoastră pot să considere pe mai departe Moldova ca fiind acasă. Mulțumim foarte mult pentru prezență la Vocea Basarabie, vocea care ne unește celor care au urmărit această emisiune. Le reamintim că astăzi l-am avut invitat pe domnul deputat de la București, Dan Barna, care este și vicepreședintele USR. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii, tot aici la Vocea care ne unește, Vocea Basarabiei.
Toate bune, pe curând!